Emi, dragă, am câteva lucruri să-ți spun. În principiu, despre filozofia, începând din secolul XIX, după Hegel, aceea în Danemarca, Kierkegaard, aceea Hegel a fost contemporan cu Schopenhauer, care nu a fost ateu și bonhom. Dar am mai spus că îmi spunea că pentru credință trebuie un har mare. De aceea, mare filozof tot citat, citit și nu știu ce, adorat este Nietzsche, între 15 octombrie 1844 până 1900 a trăit, cu wagnerismul, tragic. Și eu vreau să spun că sunt frumoase aceste lucruri, mai ales Nietzsche, Capodoperile lui cu Zaratustra este foarte poetică. Altele nu pot să spun că mă încântă așa mult. De exemplu, îmi place Nașterea Tragediei sau... Dar nu-mi place despre genealogia moralei sau... Poate fi interesant, dar nu-mi place Anticristul sau altele. Deși și Anticristul eu vedeam ca un credincios care este anticrist în sens antitetic, adică nu în planul credinței, ci în planul efortului de a face creștinismul, adică de a face bine. Înțelegeți? Un emul, nu un anticrist. Un Hristos. Dar ce s-a întâmplat cu filozofia, chiar și cu Hegel, chiar și înainte cu Kant, au mai fost și alții, Fichte, Feuerbach. Oamenii, chiar și Hegel spune în Fenomenologia și Filozofia Spiritului despre artă, religie și filozofie, punct final, spiritul. Deci, oamenii, la început, în plan palacios, după aia, Alexandru, și după aia, chiar declarat, dacă nu trăiți-o, nu știu, și pe aceea tot mai mulți oameni, pentru că înțelegi că oamenii de rând se iau după filozof sau altul și asta e toată povestea. Unii sunt niceieni, alții sunt kierkegaardieni, alții sunt hegelieni, alții sunt hegelieni de stânga, alții sunt marxiști, fiecare cu suca lui. Dar oamenii au zis, după Revoluția franceză, oamenii în lumea germană, să zicem, care, și pe aceea secolul 20, și analiza, chiar și înainte să cum 10 Freud și alții, au zis că domnule, nu mai trebuie să mergem la biserică, nu mai trebuie să citim Biblia, că avem Biblia în cap nostru. Trebuie din astea. Găsim pe Dumnezeu noi, în pădure, nu știu unde. Și astfel s-a ajuns la generații după generații de oameni necurați. Adică necurați în sens de grijit al sufletului. Eu când eram copil, general nu trebuie nimeni să-mi vină cu brașoave, dar suferința m-a făcut să mai schimb vederile, dacă nu de adevărat, ce să pretind să schimb vederile după 96, 97, 98. A fost foarte dezamăgit tot. Dar și mai departe, după aceea, până 2000, 99-2000, cam până 2000. Aceea să spun, este că oamenii ăștia, efectiv, oameni care nu se mai duc la biserică, nu mai citesc o pagină de scriptură, de Biblie, de Evanghelie, profeți, lege, Pentateuch, Geneză, nu se mai duc să asculte o cântare bisericească. Scrie Mircea Dinescu în cartea sa Pamflete Vesele și Triste, te-a apărute ca editoriale la Academia Cățaveni între 90 și 92, de tinerii români ortodoxi rocker, care după o cântare cu Deep Purple sau Led Zeppelin se duceau la biserică să-și mai clătească urechile cu cântare bisericească. Acum nu știu dacă mai fac asta rockerii, atunci făceau. Și eu pot să spun că n-am mai crescut. Dar vreau să spun că
Și de asemenea s-a ajuns că oamenii nu mai citesc nici măcar filozofii dinainte, prea puțin, se limitează la niște adevăruri de consum și trebuie de asta. Bomboane de consum pentru creier. Deși nu e o chestie simetrică. Pe de altă parte vreau să spun că oamenii ăștia efectiv nu-și mai grijesc sufletul, nu se duc la preot, nu se duc la pastor. Regretul meu e că nu pot să mă duc, pentru că acum am început să ies. În 2019 am început să ies din, înainte de COVID, am început să ies din autism. Și, din păcate, a venit COVID-ul și n-am mai putut să mă la biserică. Doctorii au zis să merg de Paști și eu deja pe 7 decembrie eram la spital. În 2019, am stat până pe 18 februarie, am venit acasă, am fost vara iar înapoi, ca să-mi schimb tratamentul cu antidepresive. Deci, eu nu zic că trebuie să merg la spital, eu aș vrea să merg la biserică, să mă spovedesc, să ascult slujba. Dar din păcate, biserica nu mai aici a fost. Ceea ce ne mulțumește foarte mult. Și mai mult ce sunt. Oameni care efectiv nu mai au cina, nu mai au împărtășania, comuniunea, nu se mai spovedesc. Dacă se spovedesc de relele care le-au făcut, se spovedesc prin alte rele care le fac. Și efectiv se ajunge la o societate plină de psihopatii și o societate bolnavă, psihopată. Care nu mai e bună de nimic. Dacă îi citești pe oameni, mulți mai mulți numai mizeriile și le expun. În timp ce un om ca Nietzsche, într-adevăr, sau pentru a lua pe cel mai citat, a fost un om nobil, un om care, din punctul meu de vedere, nu l-a respins pe Dumnezeu decât în aspectele sale slabe, nu? E un om care te inspiră. Dar, din păcate, se vede o polarizare, un bipolarism global. Pe de o parte biserica, necruțătoare, neîndurată, și pe altă parte, nu ubermensch, neue mensch, așa mai decât. Dar nici aceasta nu este o simetrie, ca să zicem așa, pentru că sunt destui oameni care sunt creștini și care parcă ar fi atei cu gând. Și sunt și alți oameni care, nefiind încarteriți într-o biserică sau alta, au niște probleme, normal, ca orice om care nu se biblicizează după ce cade în păcat. Dar care sunt totuși oameni onești? Oneste vivere.